dimineața sau bună ziua. Depinde fiecare în ce moment al zilei ne prinde. Suntem, așa cum știți, în gospodăria cu care v-am obișnuit, gospodăria tradițională Suvenir din Dobrogea, și facem o activitate pe care o facem în fiecare zi, indiferent că ne aflăm într-o situație de urgență sau nu. Pentru toți cunoscătorii știm deja că această activitate nu poate avea întrerupere. Și pentru cei care au impresia că dăm bine numai în fotografii și în poze și că poate ne facem niște filmări artistice, ei bine, vreau să vă spun că timpul de jur împrejurul acestor fotografii și filmări se umple cu muncă. Muncă de dimineață până seara. Noi o considerăm în această perioadă activitate sportiv-distractivă. Deci, vă rog și vă sugestionez ca în această perioadă să faceți activități sportive, să spunem, acolo unde sunteți. Să încercați să vă ridicați imunitatea prin muncă. Poate așa o să ne fie mai bine și pe viitor. Nu ne este rușine să muncim nici munca de jos, nu ne este rușine nici să gândim. Încercăm să le îmbinăm pe toate în măsura posibilităților și de aici, de la Vișina, ne gândim la sănătatea dumneavoastră. Ne gândim să vă fie bine și să ne revedem cu foarte bine după ce trece această pandemie. Sperăm să ne bucurăm de natură și tot ce ne oferă ea și vă ținem la curent cu absolut toate noutățile. Până atunci, numai sănătate vă dorim, vă îmbrățișăm cu mult drag și vă așteptăm la vară. La revedere!